Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spână au cucerit două medalii de aur la campionatul european de karate Shutokan în Debrecen, Ungaria. Soții Vitalie și Anastasia Spână au făcut senzație la europenele din Croația. Ambii sportivi au devenit cei mai buni la categoriile ce le reprezintă, fiind premiați cu aur. Luptătorii din bălți au impus la categoriile de greutate 80, respectiv 58 de kilograme. Palmaresul cuplului este impresionant. Cei doi participă cot la cot la competiții internaționale și de fiecare dată revin acasă cu rezultate de top. Vitalie a luat aur la europeni atât în 2022 cât și în 2023. Anul trecut Anastasia a luat trei medalii de argint și una de bronz la campionatul european de karate șotocan printre seniori, care s-a desfășurat în Italia.